Salutare! Sunt Arabela de la Solo, contabilul tău digital, iar astăzi îți voi arăta cum se completează declarația unică pentru 2024 atunci când ai PFA la normă de venit. Înainte de a începe, aș vrea să menționez un lucru. Dacă ai PFA și vii cu el la Solo, ne vom ocupa noi de depunerea declarației unice pentru tine, iar tu nu vei mai avea nicio grijă. Găsești toate detaliile pe solo.ro. În regulă, acum putem trece la treabă. Pentru început, este necesar să mergi pe site-ul ANAF și să descarci ultima versiune a declarației unice. Este important să știi că ceea ce urmează să-ți arăt este aplicabil doar pentru PFA-urile la normă de venit înființate înainte de 2023 care nu au angajați. Așa arată declarația unică. Este împărțită pe capitole, însă pentru PFA-urile la normă de venit ai de completat doar capitolul 2. Vei observa că anumite câmpuri sunt marcate cu roșu. Asta înseamnă că sunt obligatorii. Vei începe prin a-ți completa numele, prenumele, CNP-ul și adresa exact așa cum sunt în buletin. Celelalte câmpuri sunt opționale. Asta înseamnă că poți completa numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, dar doar dacă îți dorești. În continuare trebuie să mergi la capitolul 2, secțiunea 2.1.2, date privind impozitul pe veniturile din activități independente din România, impuse pe bază de norme de venit. Selectezi căsuța și dai click pe salt la secțiune. Pentru a completa această secțiune vei avea nevoie de certificatul de înregistrare al PFA-ului tău. Așa arată un certificat de înregistrare pe care l-ai primit la înființarea PFA-ului tău. Regăsește aici numele firmei, sediul profesional și domeniul principal de activitate. De asemenea, în partea de jos a documentului, vei găsi numărul de ordine și data eliberării certificatului. Începem prin a completa forma de organizare individuală, apoi este necesar să introduci codul CAEN aferent domeniului principal de activitate. De asemenea, sediul îl găsești în certificat și trebuie să-l completezi exact cu datele înscrise acolo. În continuare va trebui să treci numărul documentului și data acestuia. Mergând puțin mai jos, va trebui să completezi norma de venit aferentă obiectului principal de activitate. Pentru a face acest lucru, este necesar să te întorci pe site-ul ANAF, să selectezi localitatea în care ai sediul și să verifici care este valoarea normei pentru codul tău CAEN. După cum poți vedea, pentru codul 8211, norma este de 40.000 de lei. Te întorci la declarația unică și completezi cu valoarea normei. Pentru că exemplul dat nu beneficiază de norma ajustată, următoarele două câmpuri vor fi completate cu aceeași sumă. După cum poți observa, impozitul a fost completat în mod automat și este de 4.000 de lei, reprezentând 10% din norma de venit. În continuare ne vom întoarce la secțiunea 2.2 și vom completa datele privind contribuția la asigurări sociale, adică cele pentru pensie. Din nou bifăm căsuța și dăm salt la secțiune. Este necesar să completezi această secțiune atunci când norma de venit depășește pragul de 12 salarii minime, respectiv 39.600 de lei. În primul câmp, total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASE, completezi valoarea normei de venit. În continuare vei vedea că există două opțiuni. Opțiunea în care veniturile depășesc plafonul de 12 salarii minime brute, care este defalcată în venituri între 12 și 24 de salarii minime brute, venituri egale sau mai mari decât plafonul de 24 de salarii minime brute, sau venituri care depășesc plafonul minim recalculat. Și opțiunea în care veniturile sunt sub plafonul minim, dar totuși optezi pentru plata CASE. Dintre ele va trebui să alegi opțiunea care ți se potrivește. În cazul de față voi opta pentru venituri între 12 și 24 de salarii minime brute. În căsuța de mai jos este necesar să introduci suma la care se va raporta plata CASE, adică valoarea aferentă a 12 salarii minime brute, respectiv 39.600 de lei. Iar următoarea căsuță se va completa automat. În situația dată, suma datorată statului pentru pensie este de 9.900 de lei. În continuare ne vom reîntoarce la secțiunea 2 și vom completa secțiunea 2.2.2, date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate, bifezi căsuța și dai salt la secțiune. La această secțiune vei observa că există o diferențiere în funcție de tipul de activitate. Fiind vorba despre un PFA, vom completa prima căsuță și vom pune aici valoarea normei de venit. După cum vezi, căsuța de mai jos se va completa automat cu valoarea pe care o datorezi pentru CASS, respectiv 10% din norma de venit. Tot ce îți mai rămâne acum de făcut este să validezi formularul și să depui declarația unică. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pentru depunerea declarației unice pe canalul nostru de YouTube. De asemenea, poți găsi informații despre plata taxelor în ghișeul.ro sau în SPV, ori despre e-factura.